O clujeancă a depus plângere la poliție și afirmă că a fost acuzată pe nedrept de furt dintr-un magazin al unei cunoscute rețele comerciale multinaționale. Femeia a povestit pentru NSN că după ce a plătit produsele la casă, a fost invitată de o angajată să meargă în depozitul magazinului, fără nicio explicație. Haideți cu mine în depozit. Atunci deja parcă am început să suspectez ceva, dar am intrat și au mai venit încă, acum nici nu știu exact, 2 sau 3 angajați, deci era domnișoara și încă 2 sau 3. Și am intrat în depozit, care e un spațiu întunecos, nu știu, mizerabil, plin de cutii și așa mai departe, la care mi-au spus că să-mi scot tot ce am în plasă. La întrebările insistente ale femei, într-un final, i s-a spus și de ce a fost controlată. Se uitau pe bon, erau toate produsele pe care le-am luat, erau și marcate și îmi spun, păi am fost sesizați de la Timișoara, unde au sistemele de securitate, că ați fi luat un cașcaval. Și cum ați reacționat? Nu vă spărați, cum să iau un cașcaval? Păi așa ni s-a spus. Clujeanca a relatat că cei din conducerea magazinului nici măcar nu și-au cerut scuze pentru această gafă. Nici nu știu ce am simțit, furie, îmi tremurau mâinile, veneam să plâng, eram umilită. Reprezentanții magazinului nu au dorit să prezinte un punct de vedere pentru NSN despre acest incident și mai mult au amenințat echipa de filmare. Cazul doamnei este în atenția secției de poliție numărul 2 în acest moment. Este bine să știți că în astfel de cazuri aveți dreptul să refuzați percheziția corporală sau a bunurilor personale din partea agenților de securitate ai magazinului. Deocamdată, reprezentanții magazinului refuză să comenteze și mai mult ne-au amenințat că ne vor da în judecată dacă vom publica materialul. Azi la secția 2 poliție a fost depusă o reclamație de către o femeie care a sesizat faptul că reprezentanții unui magazin au verificat bunurile pe care aceasta le-a cumpărat pe motiv că o bănuiau de sustragerea unui produs. Polițiștii vor investiga acest incident pentru a stabili dacă fapta întrunește elementele vreunei fapte de natură penală sau contravențională, urmând a fi luate măsuri legale. A transmis pentru NSN purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj, Carmen Pompaș. NSN vă va informa în continuare despre ce măsuri vor fi luate de autorități în acest caz.